Este celebru citatul acela lui Hitler: Că o minciună, cu cât e mai mare, are cele mai mari șanse să fie crezută de mase. Noi venim dintr-o lume care a fost construită pe o minciună. Și marele cauze, nu? Cauzele nobile, din păcate, sunt susținute și astăzi de mari minciuni. Să nu mărturisești strâmb împotriva aproape lui tău. Suntem la cea de-a noua poruncă din serialul pe care noi l-am numit O familie sănătoasă. Cele ce porunci pentru, o familie, pentru familia de astăzi. O familie sănătoasă spune adevărul, iubește adevărul. Dacă ar fi să uh, punem un citat din. Uh, cuvântului Dumnezeu, alăturea de porunca aceasta, să nu mărturisești strâmb împotriva aproapelui tău, aș alege Proverbe, capitolul 6, versetele 16 la 19. Șase lucruri urăște Domnul și chiar șapte îi sunt urâte. Ochii trufași, deci mândria omenească, limba mincinoasă, mâinile care varsă sânge nevinovat, inima care urzește planuri nelegiuite, Picioarele care aleargă repede la rău, martorul mincinos care spune minciuni și cel ce strânește certuri între frați. Observați, din cele șapte lucruri pe care le urăște Dumnezeu, două sunt legate de minciună, două sunt legate de a mărturisi strâmb. Prin definiție, dicționarul explicativ al limbii române spune că Minciuna este denaturarea intenționată a adevărului, având ca scop înșelarea cuiva. Denaturarea intenționată cu scopul de a înșela pe cineva. Revista New York Times a făcut un sondaj de opinie și a constatat că 91% din americani declară că mint în mod regulat. 91%. 20%, spun că reușesc cu greu să aibă o zi în viață fără să mintă. Ăștia mint în fiecare zi, zic ei. 98% spun că mint ca să nu ofenseze pe alții. Cum dacă astea ar fi toate minciunele, cred că ar fi... Păi nu poți să ofensezi pe cineva, nu? te întreabă, nu, no, cum arată rochea asta, <laughs> cum îmi stă, ce zici? Uh, o să revenim la subiectul ăsta, pentru că aici o să se încadrează probabil la uh, politeția și la bunele maniere, în care câteodată avem nevoie să fim diplomați, nu, ca să supraviețuim uh, în relațiile, mai ales cele de familie. Din păcate, în Statele Unite și în lumea întreagă, astăzi se cultivă politica și gândirea aceasta eticii de situație. Nu există adevăr absolut, spun oamenii. De aceea, 67% din americani subscriu întru totul la o asemenea gândire. Nu există nimic adevăr absolut. De aceea, 66% spun că nu e rău să minți. Pentru că dacă nu există adevăr absolut, nu ce sens are să spui adevărul? Care adevăr? Adevărul nu este undeva în afara noastră, adevărul este în noi, noi stabilim ce este adevăr, de aceea minciunea este acceptată pe scară largă în societatea în care noi trăim. Se spune despre George Washington, este o legendă în legătură cu el și copiii o învață la școală, că fiind copil a primit într-o zi un topor așa mic de la Taicăso și pentru că nu avea de lucru și avea cu ce lucra, nu, a tăiat un cireș mic care era în fața casei. Și când a fost întrebat, el ar fi spus, eu nu pot să mint, nu? Eu nu pot să mint și a mărturisit păcatul pe care l-a făcut. Nenorocirea este că povestea asta este o minciună întreagă pe care a elaborat-o Manson Wims, un predicator interesant, care zice el a vrut să umanizeze puțin imaginea plictisitoare a primului președinte al Americii. Nu? O cauză nobilă. Educăm copiii să nu mintă cu o minciună foarte serioasă. Doctorul Leonard uh, Killer, care este inventatorul detectorului de minciuni. Zice că după ce a făcut 25.000 de teste, a ajuns la concluzia că omul este foarte înșelător. <laughs> Trebuia să știe lucrul ăsta, fără aparat, nu-i așa? Deschidem televizorul și ne așteptăm ca politicienii să ne minte, nu? Dar să ne minte frumos. Să ne minte ca să-i votăm, să ne minte ca să-i credem, nu-i așa? Uh, cauzele acestea nobile, nu? Uh, aproape că ne place să, să ne ducă cu preșul, uh, l-am auzit acum pe Sanders, care candidează alături de Hillary Clinton, care a promis uh, college free, nu? Pentru toți tineri americani. Ei, votați-l pe moșul ăsta, nu? Că o să vă dea college free. Sună grozav de bine o asemenea promisiune. Dar dacă este întrebat de unde bani, asta e altă problemă, nu? O să fie de vină partidul de opoziție, că nu se aprobe bugetul să plătească ca la toată lumea, nu-i așa? Haideți să punem în această seară o întrebare foarte simplă. De ce mințim oare? De ce mint oamenii? De ce apelăm la minciună? Cineva a spus că minciuna este nimic altceva decât simptomul unei probleme mult mai grave. O problemă de inimă. Sfântul Augustin a dat o listă de 8 feluri de minciuni. Mark Twain, care a fost mai harnic, a găsit 869 de minciuni care le spun oamenii. Ei, eu în seara asta mai modest, numai 5 o să discutăm și așa nu avem timp prea mult. Și să discutăm, să punem această întrebare. De ce mint oamenii, Domnule? Numărul unu, minciuna răutății, motivată de resentimente. Mințim pentru că ne ciudă pe cineva, avem resentimente pe cineva, ne-a rănit cineva și spunem minciuni pentru a-l răni la, la fel. Defăimăm recurgem la miciunea ca scop pentru a distruge personalitatea cuiva. Recurgem la bârfă, la calomnie, ca să ne răzbunăm pe persoana care ne-a creat nouă un necaz. Problema este că ne grăbim foarte repede și foarte repede credem o minciună. Una dintre durerile mele mari de tot, că în comunitatea noastră românească, când se răspundește și se spune o minciună despre cineva, imediat o acceptăm, imediat. O, oh, știam eu, bănuiam eu că ăla este așa. Imediat am cumpărat-o. Nu ne punem întrebarea, băi, adevărată, nu e adevărată, imediat cumpărăm minciuna asta. Suntem câteva biserici în orașul ăsta, aproape că nu ne vizităm unii pe ceilalți. Pentru că cineva strecoară tot timpul minciuni la adresa celorlalte biserici. Numai noi avem dreptate, numai noi suntem buni. Dumnezeu numai la noi se uită așa pe o țeavă din cer și numai pe noi ne vede. Restul sunt lumești, firești. Las că ăsta pune filme în biserică, beau cafea. Dacă i-ai întrebat dacă bea beau cafea sau nu, sau dacă au aparat de cafea acasă, vei vedea că au mai multe și chiar foarte scumpe unei. Nu? Dar nu e nicio problemă. Spun aceste lucruri, calomniile acestea, pentru a crea ziduri între noi. Și aproape sunt fraze de la alte biserici care, dacă vin să ne viziteze, ceilalți bănuiesc că o să, o să, sunt căzuți din credință, domnule, cum poți să te duci acolo? Cineva a invitat pe o soare de la alte biserică să vină la noi la biserică, vine să predice cineva foarte important. Și asta a spus nici dacă Domnul Isus se duce la biserică, eu nu mă duc acolo. Wow! Super! Vă dați seama ce reușește să facă minciuna și calomnia. Înainte să răspândești mai departe o minciună despre cineva, o bârfă despre cineva, nu? Întreabă-te, oare este adevărat? Ce se aude? Ajută pe cineva la ceva bârfa asta, calomnia asta? Este necesară pentru o cauză bună, pozitivă? Este spusă din amabilitate, din dragoste? Este constructiv? Rănește pe cineva cuvintele astea? Pune asemenea întrebări. Când auzi ceva, un zvon, eu vă recomand un test foarte simplu. Întreabă, pot să te citez mai departe? Pot să spun că de la tine m-a auzit? Dacă este o calomnie, de obicei vă spun, nu, domne, ferește, să nu zici că de la mine. Nu? Eu i-am stopat în Chicago, procedeul ăsta pe care îl aveau foarte mulți frați, veneau la mine, spuneau, auzi de ăla? Și întotdeauna îi spuneam, nu, n-am auzit, stai așa, punem mâna pe telefon, hai să-l sunăm. Nu, frate, te rog, să Și atunci n-au mai venit la mine deloc să-mi spună ce auziseră despre alții, pentru că știa că verific în mod imediat. bărfa este un terorism verbal, știți asta? Este terorism verbal. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar. Când nu mai sunt lemne, focul se stinge. Și când nu mai este niciun clevetitor, niciun bârfitor, cearta se potolește. Întreținem certurile și neînțelegele între noi prin bârfe, prin clevetire. O alt gen de minciună este minciuna lașității este motivată de frică. Cuvântul lui Dumnezeu spune foarte clar, frica de oameni este o cursă, dar cel ce se încrede în Domnul nu are de ce să se teamă. Este minciuna pe care o spunem ca să scăpăm de consecințe, de consecințele faptelor noastre, ca să evităm pedeapsa, nu? Ca să ne protejăm. Minciuna lui Adam, Doamne, nu eu, femeia pe care mi-ai dat-o tu. Nu? Eu, eu, eu sunt absolut nevinovat. Tu mi-ai dat-o pe asta care m-a dus în ispită. Gândiți-vă la scuzele de la întârzierile de la serviciu. Vai, a fost așa un trafic, a fost un accident. Ia, nu te-ai putut scula. Asta este simplu. Ți-a fost lene să te trezești la timp. În analiza accidentelor de circulație, cei care fac accidente sunt rugați să scrie pe scurt cum s-a petrecut lucrurile. Am ales câteva pentru dumneavoastră în această seară. Iată cum explică accidentele unei dintre noi. Venind acasă, am intrat la o casă greșită și am lovit un copac care nu era al meu. Simplu. Mașina cealaltă m-a lovit fără să mă atenționeze de intenția ei. Nu i-a spus, vezi că vin să te lovesc. M-am ciocrit cu un camion staționat care venea din direcție opusă. <laughs> Altă explicație. Am vrut să prind o muscă și m-am lovit de un stup de telefon. Mașina mea era parcată legal când a lovit mașina din spatele meu. Când am intrat în intersecție, un semn de circulație a apărut așa deodată acolo, unde nu mai a fost înainte, făcându-mă să fac un accident. A apărut așa dintr-o dată un stop înaintea lui. Am spus poliției că n-am fost rănit, dar după ce mi-am scos pălăria, mi-am dat seama că aveam o fractură craniană. <laughs> wow, asta mi-a plăcut cel mai mult. Sau, ce spuneți de asta? Deci o mașină invizibilă a apărut, m-a lovit și a dispărut. <laughs> nu știe absolut ce s-a întâmplat. Cred că poliția se distrează grosav să citească chestiile astea. Ce să mai zic de asta? Zice, pietonul habar n-avea încotro să meargă, așa că l-am călcat. <laughs> la habar n-avea încotro să se ducă, trebuie pedepsit ăsta, nu, trebuie călcat. Este minciuna lașității. Spunem orice să scăpăm orice să scăpăm de responsabilitatea faptelor noastre, de consecințele faptelor noastre. Ce se mai spun de minciuna narcisismului, motivată de nesiguranță. Știți că sunt oameni care se iubesc așa de mult, mai mult decât pe, toate, pe tot restul lumii, nu? Oameni care cred melodia aceea că The Best Love of All, nu? este dragostea de sine. Sunt oameni care uh, s-au îndrăgostit de ei și se promovează la orice pas. Minciuna care vrea să impresioneze pe ceilalți, lauda de sine, nu? Crearea de imagine, exagerările ca să te lanseze în ochii celorlalți. Toate astea vin din mândria de sine, din iubirea de sine, Gândiți-vă la rezumeul pe care îl scrieți, nu? Wow. Când un român se duce să fie angajat și este întrebat ce știe, el știe tot. Da, absolut tot. Să pricepe la orice. Gândiți-vă la exagerările pe care le adăugăm la poveștile care trebuie să devină tot mai suculente pe zi ce trece, nu așa? Pentru că vrem să ne. Um, promovăm pe noi și isprăvile noastre. Cunosc un pescar aici în orașul ăsta, m-a luat odată cu barca lui la pescuit și mi-a povestit o întâmplare, poveste pescărească. Zice, stăteam de vorbă cu mai mulți și mi-a dat el numele, așa, zice, unul dintre ei ne-a povestit, om, oh, a prins un pește uriaș, mare, doi ar trebui să-l ducă. ea. Yeah. Și ăsta a auzit povestea asta a peștelor la mare, zice, Domnule, a să vezi mie ce mi s-a întâmplat, Domnule. Ce m-am dus la pescuit și prima dată când am aruncat undița, Domnule, am scos o bicicletă, Domnule, nouă nouță și farul mergea la ea. Asta zice, bă, două încolo de treabă acum. Și farul se meargă. Zice, uite, dacă mai tai tu din pește, stâng și eu farul la <laughs> bicicleta aia. <laughs> Și dacă mai tai din pește, sting și o farul la bicicletă. Poveștile astea care le spunem din narcisism, nu? Să arătăm bine pe Facebook, ne pozăm în cea mai bună, așa, sau chiar ne filmăm și ne punem pe Facebook să ne vadă lumea, nu? Ce mâncăm noi, ce mașină avem noi, ce casă avem noi, toate pornesc din narcisism, din uh, dorința noastră de a ne promova. În al patrulea rând este minciuna calculată, motivată de egoism. Apostolul Pavel spune să ne ferim de astfel de oameni care nu slujesc lui Hristos, Domnul nostru, ci pântecului lor. Și prin vorbiri dulci și înmăgitoare ei înșeală inimile celor lesne crezători Uh, și profită după ei. În Proverbe 26 cu 28 uh, se spune limba minținoasă urăște pe cei cel pe ce-l ce doboară ea și gura lingușitoare îi pregătește pieirea. De la bătaia aceea la ușă, promisiunile grozave la produsul care ți-l vinde, nu? la bancherul care uh, îți promite la dealerul de mașini. A, țin minte că odată am făcut calcule, după 17 ani în America, am schimbat 17 mașini. De 17 ori m-au păcălit dealerii. Nu? N-am nimic ca cu ei. Domnul se ierte, dacă poate. Dar mă înșelau la mașina aia veche și mă înșelau și la aia nouă care o cumpăram. Mă furau de două ori. Și veneam fericit acasă că am făcut un deal pomenit. Deci nu era chestia că m-au înșelat, ci mă dorea că m-au convins că era bine că m-au înșelat. Mă și lăudam la alții că, că am făcut o idee bună, nu? Excrocia cea care ne au banii, politicienii aceia care ne au voturile, care vin în bisericile noastre, spun numai versete biblice și numai cu Domnul sunt pe buze, numai că nu știm care Domn e ăla. Lingușitorii, spunea cineva, sunt cei mai mari trădători. Ne întăresc imperfecțiunile. Dezinformarea, exagerarea, minciunea cu scop de câștig. Și știți bine că anii trecuți, la bumul acela economic, toți am mușcat, nu? Toți am vrut să ne îmbogățim peste noapte și ne-am cumpărat la case și apoi tot le-am dat la bănci și Știți și bine ce s-a întâmplat. Pentru că a fost cineva care ne-a înșelat foarte tare. Am postat recent și pe blogul meu, dar cred că și pe Facebook, un, un mic videoclip. Vizitați-l dacă puteți. L-are și fratele Brânzei pe, pe blogul lui. Să vedeți ce se întâmplă cu banii, cu, cu economia asta. Cât suntem de înșelați. Ce minciună mare este la mijloc. Cum suntem duși cu și toți? Toți am devenit sclavii unor banchieri mari. Sclavii unui sistem. E un, e un sclavagism cum n-a existat în istorie. Și asta, și sclavagismul ăsta este întreținut de minciuna calculată. Minciuna a unor politicieni, a unor banchieri, a unor oameni uh, cu multă carte, care știu să ne fure în mod foarte elegant și credem. Ce să mai spune minciuna convenabilă care vine din lene, nu? Minciuna care o spunem ca să nu ne implicăm. Nu vii la noi la biserică, frate. Frate, m-aș duce, dar nu mă lasă comitetul. Asta, asta este o minciună din lene. Iar să-l duce, dar nu poate numim uneori diplomație modul ăsta de a minți. Nu vrem să ne implicăm, pentru că se cere efort să te implici undeva. Să știți că niciodată nu vei obține un rezultat bun cu o acțiune greșită. Jumătate de adevăr a fost întotdeauna o minciună întreagă. Întotdeauna o minciună întreagă. Nu vii la noi, a, nu, că sunt așa răcit, e țilene, e clar. Da, găsim o minciună convenabilă să ieșim din situație în mod elegant, zicem noi, o numim diplomație. Haideți să vedem în al doilea rând. Spune adevărul, dar nu-l spune oricum. Sunt câteva principii Călăuzitoare pentru a spune adevărul. Numărul 1. Spune adevărul complet, nu doar pe părți, nu bucăți din el. Când ascunzi adevărul, chiar parțial, vei crea resentimente, lipsă de încredere, superficialitate în relații, oamenii te vor ocoli. În relațiile tale de familie, jumătăți de adevăruri, bucăți din adevăr lăsate nespuse, îți vor ruina familia îți vor ruina relațiile de, de, familie. Copiii care nu spun adevărul părinților, mai devreme sau mai târziu îi prins, nu-i așa? Știi ce se întâmplă? Nu mai ai încredere în ei. Nu mai ai încredere în ei. Încep să-l urmărești după aia. Soțul care spune jumătăți de adevărul își distruge încrederea soției în el. Începe să fie geloasă, începe să bănuiască, începe să-l urmărească unde se duce. Familia se distruge pentru că nu se spune adevărul complet până la capăt. Spune adevărul constant, spune adevărul întotdeauna, nu numai în anumite uh, circunstanțe. Neprihănirea oamenilor cinstiți îi cărmuiește fără teamă, iar vicleniile celor stricați le aduce pe a spune cuvântul Domnului. Integritate înseamnă să spui adevărul întotdeauna 100%. Știți povestea aceea cu băiatul de la oi, cu oierul, ciobănașul care s-a plictisit, nu? S-a plictisit că era numai el singur și oile. Și a început să strige, lupul, vine lupul. Și veneau oamenii la lup, acum să păzească turma. Și avea și el cu cine vorbi. A făcut o dată, de două, de trei ori, și când a venit lupul cu adevărat, nu a mai venit nimeni să-l salveze, pentru că oamenii nu l-au mai crezut. Cinstea trebuie să fie un stil de viață. Cineva a spus că nimeni nu este atât de inteligent ca să poată fi un mincinos bun. Ca să spui adevărul, nu trebuie multă minte. Dar ca să minți, trebuie să fii foarte inteligent, să-ți aduci aminte ce ai mințit. Și știți că o minciună generează alta și alta și alta? 3. Spune adevărul din dragoste. Nu spune adevărul fără iubire. Niciun cuvânt stricat să nu voia să din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum este nevoie, ca să dea har celor ce l aud. Adevărul nu este o măciucă cu care să dai în cap o Ei? Ca să fii onest, nu trebuie să fii o brută. Este un proverb cred că indian foarte frumos zice, când trage o săgeată, în moi în miere, prima dată. Când trebuie să spui un adevăr care știi că va durea, ai grijă cum îl spui, spune-l din dragoste. Trebuie să fie bun cuvântul acela, să fie pentru zidire, să fie nevoie de el și să ofere har, milă. Ia uitați, o, o schiță întreagă de predică în versetul ăsta patru puncte. Spune adevărul din dragoste. N-ai voie să-l spui fără să -i iubești. Când spui adevărul din dragoste, oamenii se schimbă mai ușor și mai repede. Adevărul fără dragoste se percepe, se percepe ca atac. Frate, de adevărat? E adevărat. de și rău. Le spus cu răutate. Dacă le spuneai cu dragoste, mi-l spuneai mie. Mi-l spuneai cu compătimire. Mi-l spuneai după ce te-ai rugat. Dar pentru că ești rău, mi l-ai spus în public. Mi l-ai spus la adunarea generală. <gură> Țineți minte ce. Unii veneau cu dosarul <gură> la adunarea generală. Dacă ar fi fost toate adevărate acolo, chiar era dezastru, dar majoritatea erau minciuni. Spune adevărul cu tact. Cine vorbește în chip ușuratic rănește ca străpungerea unei săbii, dar inima înțeleptului aduce vindecarea. Când ai de spus un adevăr mare care va avea urmări, trebuie să ai tact, să știi când îl spui. Timpul când îl spui este extrem de important. Este extrem de important. Adevărul te face liber, dar alegerea cuvintelor îți aparține ție. Vei răni cu ele sau vei vindeca? Vei dezvolta personalitatea omului aceluia sau îl vei distruge? Vei demola sau vei construi? Tot ce spui trebuie să fie adevărat, dar nu tot ce e adevărat trebuie să spui. Încă o dată. Tot ce spui trebuie să fie adevărat, dar nu tot ce este adevărat trebuie să spui. Ok? Um, am citit recent o întâmplare foarte drăguță, zice uh, băiatul tată, vreau să mă însor. Și să zice, spune, am sorry. Dar de ce? Spune, am sorry. Dar n-am greșit cu nimica. Spune, am sorry să se enervează, zice, bun, I'm sorry. Nu, no, acum da, zice, acum te poți însura, că așa e în căsătorie. Trebuie să spui I'm sorry și dacă n-ai niciun motiv. <laughs> <laughs> sunt, sunt, adevăruri care nu trebuie spuse, nu e necesar să le spui, nu? Ce s-ar întâmpla în familia ta dacă fiecare ar spune adevărul? Nu? Te scolți dimineață, eu întotdeauna mă bucur că nu-i nimeni pe aproape să mă vadă cum arată. <laughs> Și să bănuiesc că nevastă mi-a vrea să-mi spun adevărul, să-mi spun oh, bă, cu motra asta a toți copiii din cartier. Nu? m ar folosi un asemenea adevăr. Probabil m-aș pieptăna mai repede, m-aș aranja, dar uh, sunt adevărul care nu e nevoie să le spui. Nu-i așa? Învață să ai tact. Învață să spui punctul tău de vedere fără să-ți faci dușmani. Învață să dezagrezi fără să fii dezagreabil, cum zicea cineva. Spuneam înainte că timpul este foarte important când spunem adevărul. Nu-l spune când îl vezi deja la pământ. Acum ai mai dai și tu cu un adevăr în cap și l-ai terminat de tot. nu? spune adevărul când este timpul potrivit. Cum să ne vindecăm de minciună? Trei sfaturi foarte pe scurt. Începutul adevărul este mărturisirea minciunii. Începe să o mărturisești. Du-te cere certare pentru asta. Pentru puținele dăți din viața mea, cineva a venit într-o zi, eram la biserica cealaltă, a venit, venea din o altă biserică, m-a căutat, a vrut să stea de vorbă cu mine la sfârșit și mi-a spus, frate, te rog să mă ierți că am spus niște minciuni foarte mari despre Dumnezeu. Acum eu îl iertasem că nu, nu am auzit minciunele alea, acum dacă le-a fi auzit, probabil că mai ar fi fost mai greu să-l să iert. Dar l-am asigurat de toată dragostea mea și omul ca fericit acasă. M-am îngrozit ce spusese despre mine, nu era deloc adevărat. Dar a fost un moment în viața lui în care a vrut să se elibereze și a venit să-mi spună vinovăția lui și să-și are iertare. Și cred că am un prieten în omul acela. Ar trebui să fii mai interesat de caracterul tău decât de reputația ta. Ok? Cei mai mulți dintre noi suntem interesați de reputație. Reputația este ce cred oamenii despre noi. Caracterul este ce suntem noi cu adevărat. Dacă ții mai mult la caracter, minciunile și poveștile altora nu te interesează. Dar dacă te interesează uh, percepția asta altora despre tine, te interesează uh, reputația ta, atunci o să faci scandal imediat. Atunci o să dai telefonul ăla. Cum ai îndrăzni tu să zgâri fațada mea cu minciunile tale? Dacă știi cine ești și umbli după caracter, nu te deranjează așa de mult bârfele altora. Caracterul este ceea ce ești tu cu adevărat, pe când reputația este ceea ce cred alții despre tine. Apoi în cel un alt lucru, în ce privește minciuna, cineva a spus că inima problemei e problema de inimă. Nu este o problemă de limbă, că spunem prea repede ce nu trebuie spus, nu? Avem o problemă de inimă, avem niște motivații greșite în inima noastră, de ce spunem ceea ce spunem. Domnul Iisus a fost foarte categoric și a spus din prisosul inimii, vorbește gura, Matei 12 cu 34, din prisosul inimii. Motivația inimii tale se va auzi într-o zi. Ok? Se va auzi. Dacă ești plin de pe cineva, vei începe să bărfești. Dacă ești plin de mândrie, vei începe să te lauzi, mai ales cu ceea ce nu ai făcut și cu ceea ce n-ai. E teribil să stai lângă un narcisist din ăsta, este teribil. Începe să povestească ce bine merge lui business-ul, copiii lui sunt cei mai fantastici, ce ne mai... Cine mai... Tot e la superlativ. ți în minte că odată soția mea a spus eu nu mă mai duc la conferințele soțiilor păstorilor. De ce? Ce nu mai pot să suport încă o poveste de succes. Că numai succes auzeam. Copiilor cel mai grozav, numai 10 aveau pe linie și ei, nu? Ai noștri aveau și f de la formidabil, fantastic, fenomenal. <laughs> <laughs> nu? <laughs> zice, eu zice, nu mai rezist la o poveste de asta de succes. Aveai de-a face cu un narcisici care se lăudau până și în ședințele păstorilor, soților păstorilor. Analizează-ți motivațiile inimii și cere o inimă nouă. Soluția este o inimă nouă. Nu este să-ți controlezi limba, cu toate că nu-i rău să lucrezi în direcția asta. Schimbă-ți inima. Cere o inimă nouă. Vreau să închei cu câteva concluzii. Mi-a plăcut foarte mult imaginea asta, nu? Fața judecătorului, Spune adevărul, mai adevărul, dar încrucijează degetele în spate. <gântu -i> Să nu fie prins. Porunca a noua vizează mărturia în fața legii, dar și interzicerea minciunii de orice fel, așa cum am auzit. Sursa minciunii este diavolul, este numit tatăl minciunii. Asta nu ne dezvinovățește atunci când facem ce face. Tatăl minciunii. Voi faceți ce face Tatăl vostru, a spus Domnul Isus, evreilor. Tatăl vostru nu e Avram. Tatăl vostru e diavolul, pentru că mințiți cum mințește el. Verificați bine motivațiile vorbelor și acțiunilor. Cercetează Ținima. -ți Vezi ce, ce este în ea. Și lucrează să schimbe aceste motivații. Vinovăția de călcare a nouă iese cu pocăință și cu mărturisire. Pocăiește-te, mărturisește păcatul și lasă-te de el. Și apoi cere iertare celora pentru care ai făcut declarații mincinoase. Numărul 4. Cere iertare celora pentru care ai făcut declarații mincinoase. Zilele trecute am auzit o altă bârfă, așa, de, o altă calomnie la adresa noastră, adresa mea. Și primul impuls a fost să-i spun fratele mai, fă rost de telefonul ăla să-l sun, să-i spun că nu e adevărat, poate să creadă asemenea lucru despre mine. De pe urmă, tot m-am gândit, are sens? Nu are sens deloc. Dacă omul vrea să creadă prostii, dar nu contează ce zic eu, nu? Dacă omul mă urăște, o să spun în continuare lucruri urâte de mine. Omul acesta nu avea nevoie de un telefon de la mine. Avea nevoie de un telefon de la Duhul Sfânt. Să-l avertizeze că ceea ce face el este dintre ale diavolului, este calomnie, distrugere de caracter, este minciună care este pedepsită de porunca lui Dumnezeu. Haideți să încheiem seara aceasta cu o rugăciune și să spunem, Doamne, ajută-ne să ne analizăm motivațiile inimii și să fim o familie care iubește adevărul, care spune adevărul întotdeauna din inimă. Haideți să ne ridicăm cu toți în picioare și să încheiem cu o rugăciune în comun.